Primăria Cluj a alocat anul acesta 9,4 milioane de lei pentru realizarea documentațiilor pentru centura metropolitană. Este nevoie însă de multe avize, de aceea municipalitatea a propus o întâlnire cu toate instituțiile implicate. Ședința a avut loc azi dimineață la Prefectura Cluj, iar toți cei prezenți au promis că vor sprijini proiectul. Acest element de infrastructură va fi extraordinar de important pentru Cluj, pentru dezvoltarea regională și niciun fel de reticență din partea celor prezenți n-a fost semnalată, dimpotrivă. În cadrul întâlnirii s-a stabilit formarea unor grupuri de lucru care să aibă întâlniri periodice. Avem aceste întâlniri cu absolut toți factorii implicați la început și nu la sfârșit, când, după ce sunt realizate studiile de fezabilitate, astfel încât să prevedem din timp orice problemă poate apărea și sigur să o gestionăm la timpul potrivit. În discuția de astăzi s-au identificat punctele sensibile de pe traseul centurii metropolitane. Unele dintre zonele traversate aparțin unor ministere, astfel că va fi nevoie de hotărâri de guvern. Este vorba de stațiunea Pomicro, de exemplu, care a primit drept de administrare prin hotărâre de guvern și tot prin hotărâre de guvern va trebui, sau prin lege, să vedem exact cadrul legal, pentru ca centura atunci când traversează Făgetul, să poată avea dreptul de trecere, cum s-ar spune. Dar dacă le începem de astăzi, vă dați seama că lucrurile pot fi rezolvate. Centura metropolitană are 38 de kilometri și apare în masterplanul general de transport. Deși este un proiect eligibil pentru atragerea de fonduri europene și trebuia pornit de guvern, acesta a fost început pe banii municipiului Cluj-Napoca, respectiv pe ai comunelor pe care le mai traversează, Gilău, Florești și Apahida. Șoseaua ar trebui să fie terminată la 1 ianuarie 2024.